Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă. Invitatul nostru de astăzi este Lucian Chiș, este pastor și a crescut într-o familie creștină, într-o familie de pocăiți, într-o familie de penticostali în județul Bihor, dar a avut o perioadă de pustie, de la 15 la 19 ani. Mai întâi, bine ați venit la Vieți Transformate! Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație! Cum vă amintiți perioada copilăriei, când ați crescut într-o biserică în care chiar vă simțiți bine? F A fost o perioadă faină pentru mine, o perioadă în care am avut parte de o biserică dinamică, o biserică vie, o biserică în care uh, predicarea Cuvântului lui Dumnezeu făcea sens. O biserică în care închinarea, despre care vorbim astăzi foarte mult, era adevărată închinare pentru mine. Era un punct de atracție pentru mine și mă grăbeam să ajung la biserică duminică dimineața. La ce oră erați în biserică? La ora 8 eu eram deja la biserică. Și, și se programul era de la, la 9. 9? Programul era de la 9 și mi-aduc aminte... Dar că era... avem... nu mai găseați locuri sau de ce mergeați Nu, scoara? eram pur și, Doar și din simplu dragoste? atât de plin de entuziasm pentru a fi acolo și a fi la închinare încât nu voiam să lipsez. A lipsit o singură dată la 15 ani, într-o duminică după masă, am lipsit de la biserică, o cunoștință de-a mea a reușit să mă păcălească să mă duc la film în după masă aceea și am regretat săptămâni întregi. A fost ceva ce mi-a lipsit, era biserica, programul de biserică, era oamenii de acolo, era timpul ăla de închinare, entuziasmul care era acolo, maniera în care uh, îl lăudam pe Dumnezeu, acei mici, cei mari, uh, toți împreună. Care era secretul în acea biserică? Ce anume era deosebit? deosebit era... Manier... Păstorul, oamenii, comitetul, corul, ce anume? Pe mine, Arhitectura? Oh, nu, nu se pune problema de arhitectură. Era o biserică română maghiară în care pe mine ce m-a fascinat acolo, repet, a fost entuziasmul cu care se cânta în ambele limbi, și românește și ungurește. Era relația aceea între români și maghiari care, de asemenea, era extraordinară. De asemenea, așa cum am spus, pastorul predica un timp limitat, 30-35 de minute, predica cu sens și la vremea aceea eu vroiam să înțeleg ceea ce se predica. Eram la vârsta în care căutam, căutam să descopăr lucrurile și pentru mine făcea sens. Ce s-a întâmplat în momentul când lucrurile au intrat pe o altă direcție, la 15 ani? S-a întâmplat că noi ne-am mutat cu părinții, ne-am mutat ca și familie în Banat, am ajuns împreună cu părinții într-o biserică care a pus foarte mare accent pe formă și nu pe esență. Eu care veneam dintr-o biserică în care esența conta, și niciodată acolo nu eram bombardați cu mesaje care țineau de exterior, de cum arăți, dacă ai sau nu ai ceva pe mână sau așa mai departe. Aici am venit într-o biserică care era exact opusul. Mesajele aveau de-a face cu ceea ce înseamnă forma, cum arătăm, cum ne îmbrăcăm, era definit ca și păcat purtatul ceasului la vremea aceea, a cravatei sau a părului care poate să ajungă până la urechi. Și ca unul care am venit în banat și nu aveam pe nimeni e decât biserica în care mă așteptam să fiu primit cu dragoste, să fiu învățat, să fiu introdus în în slujire eventual în biserică, am găsit exact ceea ce nu-mi doream. Am găsit critici, am găsit respingere, am găsit încercarea de a mă așeza într-o normă pe care nu mi-au explicat-o și din nou spun, la vârsta aceea vroiam explicații. Probabil mă gândesc acum dacă ar fi existat anumite explicații logice și biblice, aș fi căutat să înțeleg. Dar o presiune... Era, era o matriță care nu vi se potrivea. O care nici cum nu mi se potrivea și în care am am simțit că este o presiune până acolo când m-a scos afară din biserică și m-am dus să spun părinților mei, cu tot respectul, le-am spus, nu vă supărați, nu găsesc sens, nu face sens pentru mine. Asta a fost perioada în care am început să caut sensul vieții mele și acest sens mi l-am căutat, din păcate, mi l-am căutat în relații cu oameni de vârsta mea sau apropiați vârstei mele care aveau alte preocupări decât închinarea lui Dumnezeu. De exemplu? De exemplu, fotbalul, care m-a pasionat întotdeauna, tenisul de câmp și fotbalul, care m-a pasionat întotdeauna și am intrat în acest anturaj. Am început să visez să devin ceva în lumea sportului. Acest vis în a deveni ceva în lumea sportului m-a împins până acolo încât am slăbit-o cu școala, ca unul care eram un elev excepțional. Când am terminat clasa 8 -a, în liceu am început să scad, pe fiecare an să scad, pentru că am fost așa de prins în acest anturaj și în această dorință, încât nu m-am mai interesat atât de mult școala. Ei bine, acest anturaj m-a dus în locuri care eu nu eram obișnuit. M-a făcut să mă cred important, intrând în diverse baruri și restaurante la vremea aceea. Mi s-a pus o țigară în gură la vârsta aceea și n-am vrut, dar era puterea anturajului, era cea putere care te seduce. Să fii ca ei, să nu fii criticat, să nu primești șut în fund, să nu fii îndepărtat. Vrei să fii cu ei, vrei să joci fotbal cu ei, vrei să ajungi la o echipă de primă mână, vrei să fii acolo, trebuie să ții cu ei. Și toate aceste lucruri, ușor- ușor au pus oarecare stăpânire pe mine la vârsta aceea și m-am trezit că ajung să fiu un nefericit. Eram un om care am învățat de la părinți lucrurile bune. Tatăl meu a fost un om excepțional, a fost un om vizionar și a fost un om care a știut să investească în noi în copii. A fost omul care nu m-a învățat legea și eu îl numesc până ziua de astăzi, a fost omul Harului. Tatăl a învățat să fie cu Har cu noi. Tatăl mi-a explicat de ce nu este bună țigara, de ce nu este bun lucru pe care îl fac. Tatăl meu mi-a spus, ok, ești la vârsta asta în care trebuie să asculti de mine că sunt tată. Dacă tu vei decide, după 18 ani, să mergi în direcția asta, va fi alegerea ta. Dar tatăl mi-a explicat și asta uh, m-a ajutat foarte mult. E bine în perioada aceea de rebeliune sau de pustie, ce, cum o numesc ce, eu. Ce rețetă ați folosit să vă adormiți conștiința? Uh, nu, nu, -am nu, nu vreau să le dau idei. Uh, nu mi-am adormit conștiința. Deci, conștiința mea n-a adormit. Conștiința mea a vorbit mereu. Cumplit. Inimii mele. Mi-a vorbit mereu. Asta face ca un om care este într-o perioadă de pustie, cum am fost eu, să fie, zic eu, cel mai nefericit om. Cumplit. Pentru că nu este nici în lume, nu este nici uh, în biserică, nu este nici cu Dumnezeu, nu este nici uh, sub domnia celui rău, ci este undeva între. Adică, am auzit mesajul, am știut. Știu ce este bine, dar n-am făcut ce este bine. Și asta este o stare completă. Pentru că ești chinuit mereu de conștiință care îți spune, hei, nu ești în locul bun, nu ești în locul potrivit, nu acolo e locul tău. Din respectul pe care îl aveam pentru părinți din totdeauna, încercam să ascund asta. Ei, vă ce însemna toată această, această muncă. Să-ți ascunzi mirosul gurii, să ascunzi că ai fost într-un anume loc, să încerci să pozezi că ești ok. Toate acestea creează multă durere și eu pot să înțeleg pe mulți adolescenți tineri care astăzi se confruntă cu situația asta și uh, sunt destui din păcate care sunt acolo. Din diverse motive ei, ei caută refugiu, ei caută să refuleze cumva anumite trăiri, fie că vin din familie, fie că vin din biserică, fie că vin din societate, din diverse locuri ele vin, și încearcă cumva să refuleze toate acele acumulări. Și atunci încearcă prin maniere din acestea, cum am încercat și eu. Pe tata poți să-l mai minți, dar pe mama mai greu. E adevărat, mama mă aștepta acasă la orice oră mă întorceam. Dacă ajungeam la ora două acasă, mama era sărea, era în picioare, vrea să mă vadă, vrea să mă miroase, vrea să-mi dea de mâncare și mama pentru mine de ce am numit o lege, pentru că mama vrea să se asigure că eu respect legea lui Hristos și era tot timpul atentă. Deci tata se era Harul fac? și mama legea. Așa, așa, așa ce de părinții ai mei, așa am numit eu, Harul și legea. A fost o combinație interesantă care m-a ajutat Uh, m-au ținut într-o oarecare echilibru, chiar dacă cu mama de cele mai multe ori am fost în dezacord încercând să o contrez chiar atunci când știam care e dreptate. V-a fost rușine în fața lor? Absolut, categoric. N-aș fi îndrăsnit uh, să arăt în fața lor așa cum mă comportam în oraș în relația cu prietenii. M-aș fi simțit extrem, extrem de rău ca ei să știe că eu fac lucrurile pe care le făceam. Am încercat cu, tot, cu toată puterea mea să maschez, să arat lucrurile diferite. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat în această pustie? În această pustie... Ce s-a schimbat în viața dumneavoastră, în mentalitatea dumneavoastră? Ați ajuns și la momentul să îl negați pe Dumnezeu, pe Hristos? Nu, n-am ajuns la acest moment și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Deși, dacă mă uit în urmă, eu fac afirmații mereu și spun: Este doar harul lui Dumnezeu că nu am ajuns acolo. Este harul lui Dumnezeu care m-a păstrat și m-a făcut să nu nec. Întotdeauna am știut. Am știut în adâncul ființei mele. Am știut că Dumnezeu mă iubește, am știut că Dumnezeu are planuri bune cu viața mea, întotdeauna am știut că Dumnezeu îmi vrea binele și întotdeauna, prin toate evenimentele prin care am trecut și care mi s-au întâmplat, eu am știut că au de-a face cu scopul etern al lui Dumnezeu și cu planul lui Dumnezeu de bine pentru viața mea. Nu vroiam să-l recunosc la momentul acela sau mai degrabă nu vroiam să-l accept la momentul acela. Pentru că ar fi însemnat să rup cu un anume anturaj, cu anumite obiceiuri, să decid pentru ceva complet diferit. Dar, în adâncul ființei mele, eu am știut asta și, încă o dată, spun mulțumesc lui Dumnezeu pentru că el m-a ținut, mi-a făcut parte de această conștientizare oarecum în ființa mea și n-am renunțat niciodată. Eu am știut că vine vremea când toate aceste lucruri le voi lăsa și vine vremea când mă voi întoarce la cel care este uh, dragoste. Hristos Isus, care a venit în lumea aceasta pentru toți oamenii, inclusiv pentru mine, și am știut că într-o zi El mă va aduce. Recunosc că în perioada aceasta am trăit cu teamă. Am trăit cu teamă că s-ar putea să mă surprindă revenirea lui Iisus Hristos. Am trăit cu teamă că s-ar putea să mi se întâmple ceva și să plătesc un preț mare pentru rebeliunea mea. Nu, nu neapărat să mi se ia viața, ci să fie o anumită consecință a rebeliunii. Pentru că rebeliunea are consecințele ei și, sigur, și eu am avut consecințele neascultării mele. De exemplu, am suferit două accidente și cel de-al doilea accident a pus capăt nebuniei mele sau rebeliunii mele. A fost accidentul în care eu am predat controlul vieții mele, pentru că eu mi-am controlat viața am cochetat cu ideea de întoarcere la Dumnezeu, am reînceput mersul la biserică, am găsit o biserică care mi-a răspuns nevoilor mele, a fost o biserică care mi-a vorbit minții mele, dar eu cochetam în același timp și cu dorințele mele, cu plăcerile mele și, cu alte cuvinte, îmi țineam viața în mâini și încercam să-mi fac viața mea. Ei bine, cel de-al doilea accident a fost momentul în care am cedat total, am predat controlul vieții mele lui Dumnezeu, ceea ce a însemnat o schimbare radicală, 180 de grade. Vreau să vă întreb detalii despre cele două accidente, dar înainte de asta, de ce considerați că dacă ați fi ajuns la momentul când, din punct de vedere mental, ați fi renunțat la Dumnezeu, de ce considerați că aceasta ar fi fost cel mai grav pentru viața noastră? Sunt atâția oameni care nu cred în Dumnezeu. O, pentru că necredința are consecințe nefaste. Necredința te duce uh, pe tărâmul celălalt. Necredința îți blochează mintea. Necredința te face să nu vezi lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu, te face să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă și necredința este păcatul care nu se iartă dacă vreți. Adică Biblia spune că toate păcatele se iartă de, în afară de hulam împotriva Duhului Sfânt, care, din înțelegerea mea, are de-a face cu necredința. Când mergi în necredință, când ajungi în necredință, nu mai există nicio jerfă pentru păcate. Nu mai există cine să te salveze, ce să te salveze. Există o singură jerfă, jerfa lui Iisus Hristos, acceptarea ei prin credință înseamnă salvare eternă, viața acum și viață dincolo. Ori necredință îți blochează acest uh, șansa la acest viitor. Îți blochează șansa la o viață fericită aici și la o viață uh, fericită dincolo. Spuneți-ne despre cele două accidente. Considerați că Dumnezeu le-a regizat? Din punctul meu de vedere, da. Eu așa le-am considerat, așa le-am luat pentru mine și viața mea. Primul accident a avut de a face sau în care am fost implicat, a avut de a face cu o activitate sportivă, cum vă spuneam, mi-a plăcut sportul, a avut un accident care a fost banal, inexplicabil, i am fost implicat în destule de bătălii corp la corp în sporturile pe care le-am practicat, uh, dar acesta a fost un accident banal, la un antrenament, în care nu, nu m-am ciocnit de niciun adversar și accidentul a fost destul de grav, era la vârsta de 17 ani și doctorii mi-au prezis pierderea ochiului în urma acestui accident. Uh, atunci a fost o perioadă în care am căutat pe Domnul, în care am plâns înaintea Domnului, 17 ani, să ți se spună că vei rămâne fără ochi, a fost cumplit, a fost ceva ce m-a îngrozit. Și atunci am plâns înaintea Domnului și am cerut favoare Domnului. Și Domnul mi-a dat favoare și mi-am recăpătat vederea și ochiul, toate lucrurile au revenit la normal, numai că eu nu am făcut ceea ce am gândit și am rostit cu gura mea. Ce s-a întâmplat cu ochiul? S-a spart sau a fost doar o boală? Ce s-a întâmplat? Nu, s-a spart. Ochiul s-a spart. N-am văzut cu el o perioadă de timp și lucrurile păreau că sunt pe, pecetruite și că asta va fi soarta mea. Dar, așa cum am spus, în urma vindecării, eu am uitat de binele pe care mi l-a făcut Dumnezeu, am început să uit de promisiunile lui Dumnezeu și mi-am continuat viața. Am fost nu sunt des primul, din păcate nici ultimul care. Adevărat. Reacționează așa la bunătatea adevărat. lui Dumnezeu. Așa este, adevărat este că dacă ne uităm în istorie la poporul Israel, care este un model pentru noi, ei au avut parte de așa de mult bine și de așa de multe ori au întors fața Domnului. Dar ne întoarcem la mine. Uh, Așa cum am spus, am continuat oarecum în perioada mea de rebeliune, nu am fost ca și înainte, am mai schimbat ceva, dar nu m-am dedicat Domnului, n-am predat uh, viața mea Domnului și nu i-am cedat controlul. La 19 ani a avut parte de cel de-al doilea accident, a fost un accident teribil, a fost într-o stație electrică, am făcut un scurt circuit inexplicabil, M-am întrebat mult timp după aceea cum a fost posibil să acționez și să fac ceea ce am făcut, n-am înțeles niciodată, decât am luat-o ca fiind din nou o îngăduință a lui Dumnezeu să am această experiență ca să mă scuture Dumnezeu și să mă trezească Dumnezeu. Ați fost electrocutat. Am fost ars, deci am fost electrocutat, am făcut un scurt circuit pe partea de 6 kilovolți. 6.000 de volt. La priză sunt 220, 220 de 220, pot să moare ușor, la 220 am făcut la 6 kV, am făcut acel scurt circuit, eram singur în stația electrică, nici până în ziua de astăzi nu pot să mi-explic cum am ieșit printre flăcări, fără să mă ating de niciun corp electric, am ieșit afară de acolo, eram ars în urma flăcărilor care s-au produs din uh, cap până la brâu, am fost ars Capul, fața, mâinile, pieptul am fost ars, am ieșit afară, nu știu efectiv cum am ajuns la unul dintre colegii mei, pentru că eu lucram în perioada aceea și îmi făceam și studiile, și am ajuns, m-a dus, dus la medic și Dumnezeu pregăti din punctul meu de vedere, o echipă de medici germani. Era în perioada comunistă, erau la noi în vizită o echipă de medici germani care m-au preluat imediat și care s-au ocupat de mine. Atunci a fost perioada în care am spus, Doamne, este momentul în care, cu adevărat, nu mai vreau să am control asupra mea. Ați ieșit din flăcările iadului. Am ieșit din flăcările iadului, așa este. Am ieșit din flăcările iadului. A fost promisiunea mea către Dumnezeu și am spus a doua oară, Doamne, vreau să-mi dai favoare. A doua oară vreau să-mi dai șansă. Eu spun, Dumnezeu mi-a dat a doua șansă atunci, cu adevărat. Și i-am spus, Domnului, Doamne, Doamne la 19 ani, ars, cum arată, mă îngrozeam. Mă uitam în oglindă și nu puteam să fac altceva decât să plâng, dar lacrimile acelea pe obraz erau greu de suportat, erau dureri, toată fața era umflată, era arsă și am spus, Doamne, dăm favoare. Mai... N-ați rămas cu semne, n-ați rămas și cu arsuri. Dumnezeu m-a curățit total. Într-o săptămână am fost curat și, într-o săptămână, spre uimirea și a medicilor germani, eu n-am avut nici cea mai mică urmă și n-am nici cea mai mică urmă. Nicăieri pe corpul meu nu există nicio urmă în, în urma acelui accident. Ați ieșit uh, ca uh, cei trei uh, tovarășei lui Daniel din cuptorul de foc. Cam așa ceva. Din această stație electrică, <laughs> cam așa Miros de fum, nu? Cam așa este, da. Spuneți-ne despre umblarea dumneavoastră cu Dumnezeu. Momentul acela a fost un moment de cotitură a fost momentul care mi-a schimbat uh, uh, prioritățile în viața mea, a fost momentul în care am spus nu anturajului în care am fost implicat, am spus nu sportului de performanță, am spus nu la lucrurile care m-au dus acolo. Am spus, Doamne, asta este, știu că Tu m-ai iubit, știu că Tu mă iubești și acum spun da. Am spus un da hotărât și asta a schimbat radical viața mea. Asta m-a. Înainte de a ne spune aș vrea să vă întreb, sportul de performanță este un păcat? Din punctul meu de vedere, nu. Nu cred că sportul de performanță este păcat. Cred că este păcat dacă ajungi să te închini sportului de performanță. La ora asta, din punctul meu de vedere, sportul a ajuns un Dumnezeu la care se închină foarte mulți. Cei care îl practică riscă, dacă nu sunt conectați unde trebuie și nu au prioritățile corecte, riscă să se închine sportului și riscă să devină robi sportului și asta cred că este păcat. Cum a continuat viața noastră? Așa cum am spus, am rupt cu anturajul în care am fost, nu am rupt neapărat cu prieteniile unora dintre ei, dar am rupt cu viața ce am comunicat foarte clar, s-a încheiat și m-am îndreptat spre Hristos și spre Biserica lui Iisus Hristos. Dumnezeu mi-a oferit acolo oameni care m-au primit, care m-au iubit și care s-au ocupat de mine. Este foarte interesant pentru mine că în prima etapă când a venit în Banat, n-am găsit în biserica care am fost, N-am găsit oamenii aceia care să mă preia. După această perioadă de pustie, Dumnezeu a pregătit, în, în biserica în care m-am dus, au pregătit oameni care m-au luat, care m-au întrebat de sănătate, care au vrut să vadă care este viața mea, care sunt scopurile mele, dacă spiritual, fac ceva, nu fac, citesc Biblia, studiez ceva și așa mai departe și am fost imediat implicat într-un grup mic care mi-a schimbat perspectiva complet, care mi-a dat priorități, alte priorități, care m-a învățat ce înseamnă mana de dimineață, să mă hrănesc din cuvântul lui Dumnezeu, m-a învățat ce înseamnă să iubesc biserica, să iubesc oamenii, dar să nu fiu parte din lume, ci să iubesc lumea, adică pe oamenii din lume și acolo mi s-a schimbat direcția, acolo mi s-a schimbat Destinul. Ceea ce s-a întâmplat la vârsta de 19 ani plus, că eram spre 20, a fost o schimbare de destin. O schimbare de destin clar pentru care eu mulțumesc lui Dumnezeu. Dumnezeu mi-a dat o nouă direcție, o nouă focalizare. Am început să mă îndrăgostesc de El prin cuvântul Lui. Am început să citesc cuvântul fără să mă satur. Am început să dau nopți pentru citirea cuvântului Lui Dumnezeu și studierea cuvântului Lui Dumnezeu. Și toată viața mea a fost o... s-a schimbat, a fost diferită. Toate lucrurile au fost diferite, totul s-a schimbat. Prioritățile s-au schimbat, totul s-a schimbat. Cum este viața de pastor? Sunteți pastor de ani de zile și deja uh, ați putea să trageți o concluzie. Cum ați defini viața de pastor? Uh, viața de pastor aș defini-o ca fiind uh, cea mai frumoasă viață pe care o persoană aici pe pământ poate să o aibă în sensul de a sluji Bisericii lui Hristos. Din punctul ăsta de vedere, eu cred că este cea mai. sau, hai să nu fiu exclusivist, dar una dintre cele mai înalte chemări chemarea de a păstori lui Hristos este o chemare înaltă, una dintre cele mai înalte chemări. În același timp, este una dintre cele mai provocatoare chemări să slujești Bisericii lui Hristos, pentru că ai provocări din multe puncte de vedere. Ai provocări de la tineri, ai provocări de la adulți, ai provocări de la copii, ai provocări de la oameni în vârstă. Ai provocări cu ceea ce se întâmplă astăzi, uh, generațiile se schimbă, lucrurile se schimbă, maniera în care se fac lucrurile se schimbă și sunt provocări continue, care mie într-un fel îmi plac, dar care sigur că aduce și uh, oboseala uneori și uh, lucruri care nu neapărat trupului acestuia îi plac. Dar uh, spun din toată inima, este o provocare extraordinară și încurajez tinerii, generația tânără pe care dumneavoastră o aveți ca și ascultător, încurajez să gândească la asta. Nu merită, spun tinerilor care vă ascultă, nu merită să-și investească energia, timpul, finanțele în lucruri care nu dăinuiesc, care nu rămân etern. Am ajuns după zeci de ani de slujire. talentele. Toate astea nu merită, nu merită. Este o vreme și eu am fost acolo și dumneavoastră ați fost acolo. Când avem senzația că ce facem noi merită, rămâne. Am trecut de faza aceea și acum le împărtășesc copiilor mei și împărtășesc tinerilor bisericii și tinerilor care ascultă postul dumneavoastră de radio. Nu merită să investești cu prioritate acolo cu prioritate merită să investim în împărăția lui Dumnezeu. Tinerii creștini trebuie să, să uite de investiția în lucrurile care nu țin, care se duc odată cu folosirea lor și merită investit în împărăția lui Dumnezeu, merită investit în lucrarea lui Dumnezeu, în lucrurile care rămân veșnic, lucruri pentru care noi suntem răsplătiți încă de aici, dar ce va fi dincolo? Biblia spune că ne vom bucura de răsplătirea lui Dumnezeu și vom primi slujiri pe măsura în care am arătat credincioșie și am investit. Eu abia aștept acest lucru, dar și aici. Vreau să răspund tinerilor care, din punctul meu de vedere, au mesaje diferite, confuze, poate, sau greșite. Tineri care spun: De ce să mă fac păstor? De ce să mă fac lider de tineret? De ce să mă fac, eu știu, lider în biserică? Da, merită să te faci lider, pentru că liderul este cel care influențează, este cel care influențează destine, liderul este cel care conduce spre, pe oameni spre un destin etern. Cel care m-a luat pe mine în primul grup de studiu, eu până în ziua de astăzi îl binecuvintez și mă bucur că Dumnezeu l-a pregătit pentru mine a influențat destinul meu și a influențat alte destine și pe mine Dumnezeu m-a folosit și mă folosește să influențez alte destine. De aceea tinerii merită să investească și toată lumea merită să investească în Împărăția Lui Dumnezeu. A fost și vreun moment când v-ați gândit să vă dați demisia din această înaltă chemare de a sluji biserica care este trupul lui Hristos pe pământ? Deci sunt sincer cu dumneavoastră pentru că așa trebuie să fie un om al lui Dumnezeu, sunt momente în lucrarea pastorală și în slujirea creștină în care presiunea este mare în care apar și dezamăgiri care duc și la descurajări. Și mai ales că lucrezi 100% cu oamenii. Categorii. Sigur că da. Și sunt, sunt voci în jurul tău, inclusiv familia sau începând cu familia, care te provoacă și pot să-ți spună: N-ar fi mai bine să renunți, n-ar fi mai bine să te retragi. uită te ce înseamnă consumul de timp, de energie, sănătatea ta. Oamenii nici măcar nu apreciază. Și în cultura românească, da, eu am o, o suferință a mea că încă în cultura românească învățăm, dar cred că ajungem să. Ne respectăm, să arătăm onoare unul pentru celălalt, dar încă mai sufer că în cultura românească nu sunt lucrurile așa cum Biblia ne învață că ar trebui să fie. Și da, au fost momente în care am fost provocat să gândesc, n-ar fi mai bine să te retragi, dar recunosc în același timp că nu am acceptat acest gând și am zis, Doamne, tu vrei să mă retrag, mă retrag. Astăzi dacă astăzi vrei, astăzi să mă retrag. Ceea ce i-am spus bisericii pe care o păstoresc și echipei de păstori cu care lucrez le-am spus tot timpul, eu sunt disponibil să mă retrag în clipa în care Dumnezeu îmi dă semnalul. Dacă Dumnezeu trebuie să îmi spune că trebuie să mă retrag astăzi, mă retrag cu toată bucuria. Nu, este legată, nu ar fi legată de o dezamăgire, Sub ci ar fi legată formă. de planul Domnului. Sub nicio formă. Și eu nu cred că un slujitor al lui Dumnezeu trebuie să se retragă din lucrare. Nu cred că trebuie să se pensioneze, ca să folosesc acest termen. Ci eu cred că el trebuie să-și găsească rolul lui la momentul potrivit, vârsta pe care o are, experiența pe care a acumulat-o. Și eu cred că este normal ca tot timpul să ucenicizăm, să aducem generația tânără lângă noi care să poată să continue o lucrare pe care ne-a încredințat-o nouă Dumnezeu, iar noi, cu înțelepciunea acumulată, experiența acumulată, să ne bucurăm de ei, investind în ei, asigurându-le protecția noastră, asigurându-le uh, cunoștințele noastre. Știu că ucenicia este un, uh, un obiectiv de bază în activitatea noastră. Mai avem un minut și ceva din emisiune. De ce credeți că ucenicia este așa importantă? Ucenicia este importantă în primul rând pentru că este sarcina pe care Dumnezeu a dat-o bisericii. Punct. Dacă aș pune punct aici, ar fi suficient. Dumnezeu a zis, duceți-vă, faceți ucenici. În al doilea rând, fără ucenicie nu este viitor. O biserică poate să aibă membri puțini sau mulți, dar dacă nu există ucenici, n-ai viitor. Ucenicia este singurul mod prin care noi ne asigurăm viitorul bisericii, pentru că investind în oameni, îi facem pe oameni să înțeleagă chemarea lui Dumnezeu pentru ei, locul în care Dumnezeu i a chemat, îi susținem în același timp, pentru că nu îi abandonăm după o vreme de, îi susținem, vegem asupra lor, îi ajutăm să se integreze conform chemării pe care o au și așa există șansa ca biserica să meargă înainte. Biserica are viitor doar prin ucenicie. La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, o rugăciune în care să redeschidem oamenilor celor care poate s-au depărtat de biserică sau celor care n-au avut niciodată legătură cu biserica, să redeschidem în fereastra spre Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos prin puterea Duhului Sfânt, astfel încât să-și dorească să facă parte din biserica lui Hristos. Doamne Dumnezeule, noi suntem aici înaintea Ta și ne unim după cuvântul Tău care ne garantează că dacă doi se unesc să ceară un lucru după voia Ta, Tu asculți. Noi ne unim astăzi, Doamne, să-ți cerem revelație pentru toți aceia care rătăcesc în pustia vieții lor, care nu au o direcție, nu au scop, nu au sens pentru viața lor, care poate au auzit cuvântul tău, dar care a lăsat ca peste el să vină alte lucruri, inclusiv grijile vieții acesteia. Ne rugăm în această perioadă, vorbește-le prin emisiuni de acest gen și spune-le, Doamne, că Tu iubești, că Tu îi aștepți acasă și Tu vrei ca ei să se întoarcă la Tine. Doamne, îți mulțumim că dragostea Ta este aceeași din totdeauna, durările Tale nu au a ajuns la capăt, ci în fiecare dimineață se noiesc. Tu dai șansa ascultătorilor noștri să fie în viață. Prin faptul că sunt în viață, tu le comunici că îi iubești și le dai șansa să vină acasă. Primește-i, Doamne, iar lor dă-le curajul ca să facă pași înspre tine și să pășească înspre casă. În numele Domnului Isus, ne rugăm ca Duhul Tău cel Sfânt să-i cerceteze, să-i motiveze și să le dea curajul necesar. Și îți mulțumim că ne asculți. Amin! Amin, mulțumim frumos! Pastorul Lucian Chiș a fost invitatul emisiunii de astăzi. Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze! Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate!